În sâmbăta dinaintea Rusaliilor sau a pogorârii Duhului Sfânt, creștinii ortodoxi din întreaga țară prăznuiesc moșii de vară sau moșii cireșelor. Tradiția creștină spune că împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depinde de bogăția ofrandelor și de respectarea ritualului. În această zi, creștinii împar vase cu mâncare pentru cei trecuți în neființă. Cu o săptămână înainte a sărbătorii, în piața centrală din Giurgiu, la majoritatea magazinelor de profil se găseau la vânzare castroane, farfurii, pahare, ligheane din plastic, porțelan sau inox. Unii dintre comercianți au expus spre vânzare și vase din lut ori din lemn. Tradiția moșilor de vară a făcut ca la magazinele de profil din piață să se formeze aglomerație. Pentru ce ați cumpărat linguri? Pentru rusalii. Să împărțim la morții care îi avem, dacă asta e datina și o durere în suflet care trebuie să-ți faci obiceiul care te ușurezi. Dar mai aveți o săptămână până la rusalii, deci acum? Acum că sunt bolnavă, am probleme cu sănătatea și nu ies prea des în piață. Și când ies, îmi fac și problemele, cumpărăturile care le am. Prețurile cum vi se pare? Nu prea, la pensiile noastre sunt cam scumpe, da, și ceșcuțele astea, mă uit, 25.000, da, ce să facem? Facem economii din altă parte ca să putem să facem toate cele. Pentru rusalii, pentru ce? Nu este prea devreme, mai aveți totuși o săptămână. Păi ce să facem, ne pregătim? Ce anume căutați? Să iau vase de moș, mamă, ca să împărțesc băiatului, bărbatului și la toți. Dar mai aveți o săptămână? Mai am, da. După posibilități, după bani, după ne uităm și noi să fie mai ieftin, că din 5 milioane pensie ce să faci fata mamei mai repede. De moșii de vară, gospodinele împart orez sau păsat cu lapte, cireșe, vin și dulciuri. Rusaliile și moșii de vară sunt cele mai vechi sărbători creștine, împreună cu cea a Paștilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli, ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare. Rusaliile sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști.